A fost anchetă de amploare ieri în mai multe instituții publice din județul Suceava. La Spitalul Municipal din Rădăuți, procurorii DNA au percheziționat vestiarele angajaților, dar și câteva cabinete de consultații. Mai mulți doctori sunt suspectați că ar fi luat mită. Pe lista anchetatorilor s-ar fi aflat și postul de poliție din orașul Milișăuți, dar și Colegiul Tehnic Rădăuți, de unde au ridicat mai multe documente. Dosarul vizează angajări ce ar fi avut loc prin fraudarea examenelor. Vă reproșați ceva? Câți bani luați mită? Trucați concursurile? Peste 100 de locații din județul Suceava, printre care 3 instituții publice, au fost percheziționate de procurori și jandarmi într-un dosar de corupție din perioada anilor 2023-2024. Zeci de anchetatori și mascați au descins încă de la primele ore ale dimineții aici, la Spitalul Municipal din Rădăuți. Au fost ridicate mai multe probe, documente, iar la sediul DNA Suceava au fost duse mai multe persoane pentru audieri. Printre suspecți se numără și mai mulți medici care ar fi fraudat mai multe concursuri de angajare. Perchezițiile au durat aproximativ 11 ore și au avut loc inclusiv la domiciliul unora dintre cei vizați. Domnule doctor, de ce v-au luat anchetatorii? Ați trucat concursul de angajare? Vă reproșați ceva? Ce vă reproșez, domnule, dacă nu am... Haideți, vă rugăm frumos! Au făcut percheziții și la domiciliu? Bineînțeles. S-au ridicat documente din birourile de personal. Este vorba de cercetări în ce privește anumite concursuri care s-au desfășurat la sediul Spitalului Municipal Rădăuți pentru angajări de personal cu studii medii, personal mediu și personal auxiliar. Peste 20 de persoane au fost verificate de procurori. Printre aceștia se numără și fostul manager al spitalului. O parte dintre cei suspecți au ajuns la audieri. Care era rolul dumneavoastră la aceste concursuri de angajare? În comisie. Regretați ceva? Ce să regret, dacă n-am făcut nimic. Vă simțiți vinovată cu ceva? Nu știu ce se întâmplă. Dacă în compartimentul primirii urgențe activitatea s-a desfășurat normal pe durata perchezițiilor, la internări lucrurile au stat altfel. În prima parte a zilei a fost afectată activitatea, deoarece nu am putut desfășura programul de internări, dar după ora 10 s-au reglementat lucrurile, am adus alt personal de turi liberi și s-au rezolvat problemele. În anchetă mai sunt vizate alte 2 instituții publice, postul de poliție din orașul Milișăuți, dar și Colegiul Tehnic Rădăuți.